deja suntem la România. România. Ne ducem în vizită la căsuța din pădure. Ei încă nu știu. Da, noi ne ducem, dar ca oaspeți ne chemați suntem. Nu contează, noi ajungem, noi îi găsim. Cu acordul comun poate și filmăm împreună, dar fără acord nici de cum. Așa că rămâneți cu noi, noi pe drum arătăm meleagurile românești. Da, frumusețele. Nu s-o. Așa ca 4 bir. Ce faci? Fac bine, mă. La România deja fac bine. Vezi? Da. Vezi. N-ai nerău cu oameni. Cel mai vorbăreț video, da? Da, da. Deci noi suntem în apropiere de Bacău, de acum. În Bacău de acum. Aproape. Acum ajunge să-i vedem pe prietenii noștri de peste prut. Da, care încă nu știu cu prietenii noștri. Iar ei vor să fie prietenii noștri, dar noi nu știm încă. Sunt clei. Să crede ce ruguri? Uh-huh. Ești negru acolo? Bine, August. Pip! Nu, acum ne dușim. Hai mănânc, firma să mai vorbim. Firma, bă. Nu are noroc băiatul. Ce, domnule, e ocupat? A unde ai fost? Treci. Am întrebat de baie. Și baia? E publică? Baia a spus că e în spate ecologică. A, de-aia... Că ăsta-i tombiron de cel albastru. Care e bio... Degradabil. O, leu. Ea trebuie să pută... Ai văzut vreun soldat acolo? Nici n-am intrat. N-ai intrat? Nu, m-am dat când am văzut-o. Pute? Ia zic că mai răb. Hai să mergi mai departe dacă mai răb. Mai răb. Suntem pe autostradă. Prima dată. Autostrada Moldovei. Suntem în România, dar e autostrada Moldovei. Eu prima dată merg pe autostradă. În Moldova nu sunt autostrăzi. Republica Moldova nu sunt autostrăzi, în Moldova sunt. Da, vezi cum e, Moldova... Pază 7 de minute până la destinație. Eu sunt la volan, nu spate. Nu spate, ai, dar așa spate. Ce să-i condiții? Frumos. Ce e drept, nu-i minciună. Alexandru, transmite salutări. Ce faci? Uite, Alexandru la noi acum face bine, hrănește păsări la căsuța din pădure. Asta să fie tot ce e aici azi la căsuța din pădure, așa? Corect? Că asta e singura scenă care s-o vadă la căsuța din pădure. Restul nu vă arătăm. El e gospodar. A prânit... Cum îi spune? Condiție directă de la Cornel să hrănească păsările. Apă nu uitați litor. Păi ce bravo ești! Știi că poți să iei acasă găini, să-ți cumperi.
Dar așa e, nu-i pentru apă. Așa e, nu-i pentru apă. Nu. A, acolo e apă. Ia să nu te muște de mână. Te-am mușcat unul. Te-am mușcat? De buric, nu te-am mușcat. Bravo, băieți. Apa? Încă n-au. Dar știi de unde s-o iei, da? Bine. Gospodare? Ai pus apă la păsări? Păi hai odată! Băi, dar tu crezi că așa e simplu când nu faci asta niciodată? Sașa, te-ai mâncat? Maximum așa. Așa? A? Sunt maximum așa. Da. Ia, îți vorbesc cu câini. Dar nu mușcă, Saș. Alexandru la noi acum ia apă din fântână. Nu pot să vă arăt, pentru că nu este ok din partea noastră să filmăm căsuța din pădure. Pentru că Tiberiu și Cornel au depus foarte mult efort și din cauza că vin foarte mulți blogeri, vin începători care nu știu să prețuiască munca, filmează tot și au le crește numărul de vizualizări foarte mult. Noi de asta am spus că nasc, mergem pe calea dată să filmăm, pe baza cuiva să ne ridicăm. Adică cu eforturile proprii și cred că mă înțelegeți. Vă arăt pe Alexandru cum la noi e tăman pune pe la păsări. Am decis noi doi că cel mai bine ar fi dacă să filmăm numai păsările și atât. Adică cine vrea să înțeleagă, înțelege. Cine nu, treaba voastră. Nici de cum nu. Să înțelegi, aici mai sunt vizitatori? Dar cum îl cheam pe câine? Pe câine cum îl cheamă? Sașa. Sașa? Serios? Da. Și pe des tot Sașa îl cheamă. Sașa? Sașa. Da, familia? Te mănâncă gâzele? La revedere! La revedere! Da! Aha, bine! Pune-mi care trăstor. Eu sunt mai la oraș. Dar cum? O căldare tu, o căldare eu. Păi da, dar unde trăstor? În care? Unii rața. Împrășei verde? Da. Toată? Elegant. Da, toată rața toarnă. Vreau. Tu nu uita că eu sunt crescut la țară. Eu știu ce înseamnă să hrănești păsările. Ți-ai grijă de dânsul. Păi și nu ți-ai picat tu, băi, deșteptule. Mai lăsa vreau să-mi dai exemplu, că ești băiat mai mare. Țipa, țipa. Dar știi de ce? Știi de ce ele nu se dau la mână? De ce? Apoi, Tiberiu vrea să le mănânce. Tiberiu și Cornel salut. Dar parcă ți-e frică. Ai inii frică, iau și ne vine. Ici. Să-mi spuneți, vă rog frumos, am luat căldarea corectă. Timoșa. Cotofie, iarăși. Cum te cheamă? Cum îl cheamă? Sau nu știi? Pisi, Tarzan, nu știu cum îi zici. Maugli.
Приглянуть. Vrei să mănânci găunț? Te văd podrujile mele. Trage coada. Pisi, pisi. Ia cu șadașa. O, moca, moca. Moca. Delea de acolo vine țipă. Moca. O, la хиуи кокош, ты что сам? Фактово. Да, кокошо фактово. Ну, гаина фактово. Кокошо урмарит... Эмиссионе. Да. Аштеаптама, да? Да. Хай са не газаторим. Хай са не гаинорим. Гаинаторим. О. Ого. Ши гандак. Угу. Значи, дол консервим на кэле? Он намыться. Мерс ПП. Писи. Писи, хай смотри. Эй. Александру? Не, да, кому? Ты Саша и Александру, ну? Да, кал с фарфри. На вунди фарфри, а Ликяна, ше? Ликяна, ше, да. Кусти мы. Ты еще что парк тебе? Выдай марик или? Смираса густос не фами. А это все густос смираса. Ой, сейчас парет. Păi mă uit și la atent să nu-i mă muște. Găinile sătoli de acum au băut apă, mâncare. Ui, și m-a spăriat. Acum mergem la pisică. Așa. Ca acasă ești. Știi tot unde se află. Băi, dar cine urmărește? Tu. Păi. Eu nici nu neg faptul, recunosc. Dar și măța, ești sătul? Nici eu nu mănânc așa. Conserve, a? Александр! Да. Хай суй. Кроме свинья у тебя. Да, а куй ден ей гамаку? Ла амби сау ла уну ден? Шел кар вресл в крезу, шел на епуцин. А мы чите? Мы тем. Да, сам дразнеск. Такой йома релакса. Ланцалек дещи фужи, я дела лукру. Îl înțeleg. E comod? Da, mai comod. Dar nu trebuie să te scalzi. Mai comod decât în șoare. Trebuie. Te scalzi. Gata, nu mai. Nu am șansă. Tu. După ce și tot nu se scalza și nevadă. Nu sunt așa pe cealaltă parte. Nu se merge. Chiar e bine. Da. Vrei să-mi risc? Eu atent. Dar eu sunt gras. E cum gras. Păi, dar cum smașa? Atent, atent. Și? Poți să te duci în Republica Moldova. Spate, da? Eu rămân la... Căsuța România. Din pădure. A să mă hrănească și pe mine ca pe Lăbuș. Păi, pe Alexandru. Sau, Sașa, care... Pentru că am văzut scrie Lăbuș pe cutia de da, conserv. Da, da, știu. A stau aici așa, slatru,
La toți care să vin, numai să-mi pui o conservă de mâncare și o leac de apă în lighea. Vedeți, să-ți legi în o leacă? Da, nu, e foarte fain. Singură atmosfera, e ceva minunat. Da, după toate lucrurile astea, după toată frumusața asta, ce avem de făcut acum? Mers acasă. Mers acasă. 2-300 km, 200 și ceva de kilometri. Da, nu e așa mult, dar... Dar s-a meritat. Toată vizita asta s-a meritat. Cum v-am spus, nu vă arătăm restul. Restul le vedeți la dânsi pe canal. Da, la dânsi pe canal, intrați, uitați-vă, pentru că ei filmează de zi și aveți și la ce vă uita. Noi pur și simplu am venit în excursie. El foarte tare a urs să ajungă la ei. El e abonatul de nota 10, uh-huh. Sau cum se spune. Fanul lor numărul 1, ia că el. Da, știi câți fani numărul 1 sunt? Așa... Nu contează. Faci un rând lung de numărul 1. Un numărul 1 sunt, dar noi suntem... Aia din Republica Moldova, mă, care am venit să vedem ce se întâmplă aici. Ciuperci. Ia uite. Ești de mâncare? Nu. Ești o trăvitoare? Ești de băut. Și am pus degețul pe nas. Da, să nu mor. Azi nu mor. Mă, trebuie să ajungi înapoi, trebuie să scoți în România. Trebuie să mă scoți. Dacă cu pașaport mor, te scoate? Da. Serios? Nu știu eu ce am. N-ai avut mare ocazie să duci pe cinea. Foarte bine că n-ai avut ocazia. Asta e tot. Deja ne vedem pe drum. Poate găsim ceva interesant, așa? Poate. Ieși, îmi spun că.